Pentru a ajunge să trăiesc povestea vieții mele, e nevoie să mă uit la acest manual de utilizare pe care l-am primit de la părinții mei, care înseamnă sunt ca tine sau sunt total opus ție, de ce sunt ca tine, de ce sunt total opus ție. Și doar în momentul în care, uitându-mă la acest manual de utilizare, pot să selectez ceea ce simt că face sens, rezonează și e potrivit pentru mine acum, în prezent. Deci accept. Pot să ajung să schimb și apare așa numita diferențiere a sinelui, adică manifestarea cine sunt eu autentic cu povestea vieții mele. Adică să fac cum simt că e potrivit pentru mine, să-mi fac propriile alegeri. În momentul în care eu nu-mi fac propriile alegeri și le fac din așa se face, așa trebuie, așa am primit de la părinții mei, e loialitate și nu e despre cum trăiesc eu viața mea. E doar despre a primi și a da mai departe cum am primit. Iar treaba noastră, ca să putem să trăim împliniți și complet și conectați cu noi înșine, e despre a vedea cum am ajuns să fim, cine suntem noi, privind la tabloul părinților noștri, privind la tabloul părinților noștri din zona cine au fost ei în relația de cuplu, cine a fost bărbatul care a fost tatăl meu și soțul, în raport cu mama mea, care a fost femeia, soția și mama. Trei roluri pe care fiecare dintre noi le-am învățat de la părinții noștri, prin modele identice sau modele total opuse. Atunci când ne întâlnim în relația de cuplu, cam pornind de la faptul părinții oferă, copiii primesc, da? Toată această informație pe care am primit-o de la părinții noștri, când ajungem adulți, am spus că o dăm mai departe copy-paste sau total opus, dar ca să putem să ajungem să o dăm mai departe din noi, e nevoie să ne diferențiem. Ne diferențiem doar când trecem printr-un proces de lucru, fiecare cu noi înșine.